Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Știrea Cea Bună, sunt Cornel Drăvășan. Această seară nu o să avem știrile obișnuite, pentru că emisiunea aceasta este înregistrată cu puțin timp înainte de această zi, așa că nu suntem încă profeți ca să știm ce se va întâmpla în ziua cu pricina, dar avem totuși o știre foarte bună. Împreună cu noi se află un medic care are niște preocupări extraordinare și mă refer la faptul că pe lângă medicină studiază și are pasiune și pentru psihologie și pentru teologie, așa că spunem bun venit pentru prima dată în emisiunea Știrea Cea Bună domnului dr. Horst Müller. Bună, Horst, binevenit! Mă bucur pentru invitație, mă bucur pentru acest lucru. Ne știm de ceva vreme, da? Și am urmărit activitatea ta din când în când. Și mă impresionează faptul că ai rămas fidel unor principii pe care le-ai descoperit și pe care le-ai cam demonstrat în activitatea ta. Da, păi eu mă bucur că tu ai fost unul din primii care, sau chiar nu primul, care m-a invitat la televiziune să fac primul interviu când eram doar la început. Și erau la alte televiziuni, ce să facem, asta e? Dar a fost, cred că ai putut să observi în timp parcursul meu de a merge înainte și de a rămâne fidel, exact cum ai spus. Nu s-a schimbat nimic în ceea ce am învățat în primii ani, să zic așa, 10 ani la cabinet și ceea ce apoi a urmat când am început să prezint ceea ce am învățat. A rămas mereu același lucru, doar că s-a aprofundat, s-a făcut mai amplu, s-a făcut mai cu mai precis. Multe argumente. Da, da. Horst, povestește-ne puțin despre tine, despre activitatea ta, dar în mod special despre formarea ta. Știu că te-ai născut undeva în România, la Sighișoara, iar da. Acum locuiești undeva lângă Heidelberg, în Germania. În Sinsheim, locuim acum. Am născut la Sighișoara, am crescut până la primii 8 ani la Zsigmondru. Ai învățat germană din țară, da? Am sas. Eu sunt născut de părinți germani, saș, și limba mea maternă e germana sau săsească, cum era. Și săsească se deosebește mult de limba germană. Se deosebește un pic. E o limbă mai veche, da? Care nu s-a avansat în timp. Da? Și, însă asta e o limba bază, maternă. Nu? Pentru limba germană, săsească. E o bază bună sau te încurcă uneori? Este o bază bună, numai noi crescând cu românii, s-a romanizat și săsească și germana, știi, că zice, nu aveai noțiune să mergi la notar sau unde, da, și mergeai undeva, foloseai jumate vorbă germană și jumate vorbă românească. Da. Am înțeles. Deci 8 ani ai făcut în România. Nu, am fost la Zsigmondru, după aceea ne-am mutat la Sighișoara și am stat până la 19 ani în Sighișoara. După care am plecat în Germania. După Revoluție? Nu, înainte. Înainte de Revoluție? Am plecat în 83? Da. Cum erau condițiile politice și atunci? Păi condițiile politice erau cum au fost. Stăteai la coadă sau cum erau, dar nu am simțit noi prea mult. Eu am vrut să fiu liber. Și după ce am avut o ocazie să plecăm în fosta RDG, de acolo, Dumnezeu ne-a ajutat să găsim o cale, să ajungem în RFG. Deci n-ați plecat legal, ați plecat? Am plecat jumate legal, adică cu pașaport, dar nu, am plecat plecând din RDG, din Berlin, zburând înapoi spre România, cu escală la Belgrad. Și asta era legal, că eram cu pașaport, dar escala la Belgrad era de 2 zile și din Belgrad au venit neamul meu din Germania și ne-au luat cu mașina. Am mers la ambasada Germaniei, am primit intrare în Germania și așa am intrat. Era o vreme în care Germania primea pe toți etnicii de origine germană din țările apropiate, deci da. Cum e și România. Se primea fără probleme. Deci în ziua în care
Am intrat în Germania, am devenit și cetățean. Chiar așa a fost? Da, păi am, adică... În proces de a fi. E un proces, dar tu imediat ești cetățean. Am primit într-o săptămână buletinul de Germania și într-o lună am avut pașaport de Germania. Câți ani aveai în 1983? 19. 19 ani? Puh, deci a fost practic o gură de oxigen pentru tine, când da, ai plecat din comunism, da, a fost direct în Germania, libertate. Și pe vremea aceea, Freiburg. Adică, pe vremea aceea știam că, în 1945, știam că RFG sau Germania era bombardată, era terminată, era jos de tot. Iar în 1985, peste 40 de ani, Germania era probabil a doua țară economică a lumii. Ce s-a întâmplat în perioada asta de 40 de ani? Cum a reușit Germania să iasă atât de puternic economic și s-a reconstruit tot și autostrăzi? Și ce s-a întâmplat? Povestește-ne puțin. Nu m-am ocupat așa mult de istoria aceasta, dar ce pot să spun, cred că în general suntem muncitori, adică și eu muncesc, adică ai o viziune, nu trândăvești, dar deci cultura germană este una foarte de muncă, de da, cum să zic. Am înțeles. Da. Bun, aveai pasiune pentru medicină încă din țară sau acolo ți-ai descoperit? Pasiune pentru medicină n-am avut niciodată. Niciodată? Astăzi am, dar... Eu am avut întotdeauna pasiune. De când mă știu, de când știu să gândesc, am vrut să devin pastor. Pastor? Da, deci întotdeauna asta a fost ținta mea din copilărie. Da? Și toți știau că eu să mă fac pastor, pentru că și când jucam cu frații mei serviciul divin acasă, eu eram predicam și... Tu erai predicatorul. Eu eram predicatorul întotdeauna. Înțeles. Când m-am botezat la 16 ani, nu știu dacă vinerea următoare mi-a dat și mie voie să predic la Sighișoara și a fost prima mea predică cu care am început și cu care o tot țin de atunci, care este despre Laodiceea. Problema Laodiceei, care o expun mereu, pentru că ea s-a dovedit și pe plan medical a fiind realitate. Da? Și apoi am început să fac evangelizare în orașul, în Nadeș, unde am fost la adunare întâi, în timpul comunismului deja, și cu greutăți, evident, că vine preotul, vin securiștii și așa mai departe. Dar când ne-au închis biserica că nu avem voie să prezentăm duminică, am prezentat la oameni acasă. Că întotdeauna eram așa un pic mai revoluționare, că n-am... Nu ține cont de... Nu țineam cont de, adică unde știam că e voia Domnului, mergi înainte. Și la 19 ani ai avut... Am ajuns ocazia să plec în Germania. Și de ce n-ai ales teologia în Germania? Să te duci spre am teologie? Am vrut să o aleg. Întâi am lucrat. Ce ai lucrat la început? Am primit servici într-o lună când am fost acolo, într-un lagăr de instrumente medicale, ca să le sortez și să le pui pe poștă, nu, când veneau. Și omul acela iubea oamenii ăștia din România care au venit spre Saș și în firma asta am stat 2 ani de zile unde am făcut și carnetul, mi-a plătit șeful și carnetul de șofer și a fost foarte suportiv, așa să zic, acolo. Însă am vrut să merg în Newbold, la colegiul nostru, dar n-am avut bani, n-am putut să merg. Dumnezeu n-a îngăduit și când am, după 2 ani de zile, soția mea oricum nu era de acord să devin pastor, că trebuie să ascultăm de neveste. De ce nu era de acord? Ea n-a vrut niciodată să fie soție de pastor. Am înțeles. Și-am plăua ei, nu. Și acum e și mai bine, că e și medic și pastor. Dar ea asta a avut și eu fiind ascultător, am zis, ok, mă duc și fac medicina. Și astfel am făcut medicina. În Germania ai făcut medicina. În Germania am vrut. Și ea vrea să se facă medicina. Și dacă nu primeam loc imediat în Germania, atunci ne-am fi întors în România, că era încă în timpul comunismului, în care dacă tu îți plăteai facultatea, puteai să intri fără examen sau așa mai departe, erai student. Și atunci ea vroia să venim înapoi în România și să studiem amândoi aici medicină, că asta a fost visul ei, să devină
să devină medic. Și apoi când am primit eu loc imediat în Germania, după ce terminasem să iau bacalaureatul, că trebuia o clasă în plus, a 13-a, ea a zis, ok, atunci rămânem aici și eu studiez și ea face, așa zis, întreținerea familiei. Am înțeles. Deci ai intrat la medicină în Germania. Da. Limba germană o știai bine? Sigur, da. O știai bine, te descurcai. Chiar dacă ai învățat săsește la început. Adică nu era atât de mare. În România vorbești. Am fost făcut școala germană până la liceu. Numai liceul am făcut în românește. Bun. Cum a fost facultatea în Germania? Grea, ușoară? Cum mai... Eu zic că e ușoară, da? Adică pe vremea noastră încă, nu știu dacă astăzi mai este așa, era trimestrul era de 3 luni și după aveai 2 luni sau 3 luni chiar vacanță și după aceea intra iarăși. Deci era mult timp de studențiat, de pauză. Am trecut prin medicină ca peștele prin apă, adică nu m-a interesat. Studiam doar ca să trec. Pentru că atât n-a fost interesul meu. Am citit în timpul acestei studiu, că am făcut și mai mulți ani decât trebuie, pentru că nu era inima acolo, da? Mai mult cărți teologice și spirituale și Biblia decât cărți medicale. Pentru că inima acolo era. Bun, am înțeles. Și până la urmă ai făcut și facultatea de teologie? Nu, n-am făcut niciodată facultatea de teologie. Dar nu-i târziu, Dumnezeu... uite, acum ai putea să faci, spre exemplu. Numai, adică, consider că facultatea de teologie e subiectivă și nu se orientează după termeni obiectivi. Da? Ceea ce m-a învățat Dumnezeu în cabinet, să mă orientez după trup, după acele lucruri care se evidențiază singur. Și teologia este un studiu în nor, undeva, care nu se orientează după niște lucruri absolut obiective, ci iei limba, iei cuvântul ca atare, încerci să vezi cum e cultura, dar toate astea sunt undeva, cum să zic? Tot subiectiv. Subiective. Și mă bucur așa de mult că am pe baza, cum să zic, chimiei, biologiei, am o bază absolută după care mă orientez. Eu știu ceva foarte obiectiv în teologie. Care? Biblia. Acum, Biblia este punctul fix fără de care nu s-ar putea în această viață. Eu cred că această știință a Bibliei, a Cuvântului Dumnezeu, este baza existenței umane. Eu cred că dacă Biblia n-ar fi fost, noi nu am mai fi fost astăzi în viață, Pământul s-ar fi autodistrus. Absolut. Deci Biblia este hrana spirituală. Poți să trăiești fără hrană? Nu poți să trăiești fără hrană. Însă ceea ce în teologie ne lipsește este enzimele de digestare a hranei. Am înțeles. Explică-ne din punct de vedere al medicinei. Cum deci, a fost pentru deci, tine? Deci, din punct de vedere medical, mărul ți-e hrană. Nu poți să trăiești fără măr, dacă vrei să zici așa, adică fără hrană. Fără hrană. Dar hrana aceea, dacă n-ai enzime care o descompun, ca să o facă capabilă ca trupul să o preia, rămâne fără valoare. Și așa am constatat în viață, sunt mereu doi factori care trebuie să vină împreună ca să dea rezultatul corespunzător. Și acum noi avem Biblia, dar nu avem enzimele digestive pentru Biblie, care ar fi obiectiv legea vieții, adică legea naturii, care este evidentă peste tot, ființa umană, cum noi suntem construiți, structura, nevoile, funcțiile, care sunt absolute. Nu le poate schimba nimeni, că așa le-a determinat Dumnezeu. Și necunoscând sursa de unde trebuie să ne alimentăm nevoile, sunt aceste trei lucruri mari, care sunt obiective, care le consider că sunt enzimele ca să poți să descompun Biblia.
Pentru că ea a fost scrisă cu tâlc, ea a fost scrisă ca să o descompui. Ea este un material brut, care trebuie mintea să-l judece și poți dintr-un singur cuvânt să scoți o hrană care te duce ani de zile. Pentru că e condensat acolo puterea divină în acel cuvânt. Dar dacă n-ai cu ce să desfaci dinamita aceea, cu cât te ajută? Eu cred că sunt mult mai simple lucrurile decât spuneți. Mult mai simple. Eu cred că Biblia poate fi înțeleasă și de un copil. Și nici nu trebuie atât învârtit și hermeneutică și toate astea, că până la urmă ce avem nevoie pentru mântuire e clar acolo. E clar. Acum, dacă ar fi clar, Iisus Hristos când a venit, nu trebuia să zică celor care citeau Biblia zi și noapte, zice, voi citiți Biblia și căutați în ea viața veșnică, dar la mine nu veniți. Când ea vorbește de mine. Deci, cum se poate așa ceva? Să citești Biblia care vorbește despre Hristos și când vine Hristos în adevăr, tu nu-L vezi. Deci, uită-te la istorie și în Biblie și istoria noastră creștină. Suntem absolut orbi față de starea în care suntem. Și orbirea aceasta ne aduce să nu avansăm, să-L respingem pe Hristos când El bate la ușă. Pentru că dacă ar fi simplu, eu zic că simplu este, că mi se spune de prietenii mei, că simplific totul, da? Dacă lucrurile n-ar fi simple, ai dreptate, n-ar fi, cum să zic, pe înțeles. Însă, detaliul acela al simplității nu e văzut. Și care e detaliul acela? Detaliul care e determinant ca să înțelegem Biblia este să ne înțelegem starea noastră din naștere. De ce avem nevoie de Mântuitor? De ce suntem cum suntem? Și dacă nu înțelegem această stare, atunci nu ai nici ce să răstignești. Adică n-ai de ce să vii la Mântuitor. Și e simplu, e chiar foarte simplu. Unii îmi spun chiar prea simplu ce spun. Și totuși e atât de profund încât Iisus zice, sau chiar cine zice, Pavel zice, înțelepții lumii acestea n-au înțeles-o, ci omul simplu o înțelege. Bun. Ai terminat medicina. Ai început să profesezi. Ce specialitate? Am orele. Orele. Care este o specialitate foarte importantă din perspectiva mea. Poate că nu poți să zici asta e mai importantă decât alta, dar orele are de-a face cu nasul, cu gâtul, cu urechile. De fapt, sunt foarte apropiate de creier. Da, este în mijloc acolo. În da, cap. Da, în cap, da. 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 De aceea cred că Dumnezeu m-a făcut orelist. Eu vreau să fiu dermatolog. Așa. După ce tot am terminat medicina, am zis să-mi aleg ceva simplu, pentru că mi-a plăcut lucrurile simple. Și în dermatologie te uiți, dezbrași pe om, îi vezi pe piele ce este, nu trebuie să faci mult, ai 3 medicamente cu care poți să tratezi și mergi repede și îți câștigi banii. Dar Dumnezeu a oprit, deși mi-am făcut lucrare de doctorat în dermatologie, nu m-a luat profesorul, adică am așteptat un an aproape să intru la, că e competitivă și dermatologia, și Dumnezeu, așa cum conduce El în providența sa, m-a făcut orelist, în care știu astăzi de ce, pentru că tocmai că este la cap și ai cele două părți ale capului, care în medicină noi nu le luăm în considerație. Da? Urechea stângă, urechea dreaptă, de ce ți-o e asta, de ce se infectează asta. Și având separarea foarte, foarte evidentă, da? Scurge nasul într-un loc, dar cealaltă nas este soare. Și atunci toate aceste lucruri au fost hotărătoare pentru mine ca să învăț lucrurile. Domnule doctor, da, vă rog. Și în cabinet, ceea ce a fost problema a fost că eu n-am știut când am început să profesez
Știam să dau diagnostic, știam să dau o rețetă, dar nu știam cauza. Și atunci am început, tot așa providențial cum Dumnezeu a condus lucrurile, că nu mi-a trimis mulți pacienți, să stau de vorbă cu ei. Și stând de vorbă cu omul, încet, încet l-am cunoscut pe om și mi-am dat seama apoi de lucrurile pe care astăzi le prezint. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ați descoperit în discuțiile acestea cu pacienții? Din punct de vedere al dumneavoastră. Da, deci primul lucru care l-am descoperit a fost că omul are o percepție greșită despre sine. Adică vede lucrurile pe dos. Asta a fost cea mai mare descoperire. În ce sens? Dați-ne un exemplu. În sensul. Dau primul caz în care femeia are dureri de cap din cauza că a înșelat-o prietenul. Și cu știrea că a înșelat-o prietenul, după câteva ore începe durerea de cap și o ține de 2 săptămâni continuu. În ciuda antinevralgice și toate astea, ea are durerea. Migrena aia puternică. Nu, este o durere de cap tot timpul, continuă. Că migrena vine și pleacă, da, este ca un... Dar asta era o durere continuă și după 2 săptămâni doctorul de casă n-a mai știut ce să facă și mi-a trimis-o să o văd și eu m-am uitat, am consultat, am văzut că n-are nimic în, pe plan ce pot să văd, dar i-am făcut CT în aceeași zi la cap, tomogramă la computer a capului și a creierului și a venit în aceeași zi cu poze înapoi, că pe vremea aceea mai dau poze și totul erau în ordine. Și acum, durerea de cap e obiectivă. Da? Ea este ceva fiziologic. Se poate constata fiziologic că există. Da? Cineva trebuie să o facă. Ea nu poate să provină din nimic. Trebuie să fie o cauză pentru acest efect. Și atunci, neavând o cauză fizică, n-a fost bătută, n-a căzut în cap, nu s-a întâmplat nimic, am întrebat-o ce s-a întâmplat cu 2 săptămâni înainte. Și atunci ea mi-a povestit povestea. Și mi-a povestit, practic, povara inimii în care se afla. Și acum, eu am fost într-o dilemă, pentru că durerea de cap dovedește că ceva nu face corect. Nu? Dacă dai cu ciocanul pe deget și te doare, știi că ceva nu e în ordine. Și zic, ce nu face corect femeia asta? Pentru că o înțeleg în cum să zic, în dezamăgirea ei și zic, dar de ce dezamăgirea face durere de cap? Și atunci am văzut, cercetând mai încolo lucrurile, ideea principală a omului este că el crede că alții pot să-l rănească, adică poate să-i facă rău psihic. Nu? Ea crede că fapta lui o rănește pe ea. Și acum, este asta adevăr sau e minciună? Dumneavoastră, ce părere aveți? După lege, e minciună. Dar ceea toți ce... o cred că adevăr. Este adevăr. Ceea ce te rănește este, de fapt, reacția ta la percepția ceea ce se ta întâmplă. La ce percepția ta. Pentru că tu preiei acel lucru ca fiind împotriva ta, când ăla nici n-a de treabă la tine să gândească, ci merge doar după instinctul lui. Deci omul devine autodistrugător, pentru că durerea asta de cap, dacă ea nu schimbă și vede că greșește în felul cum gândește, adică vede o minciună ca un adevăr, în 5 ani face cancer și după aia moare de cancer. Pentru că n-a schimbat gândirea. Și ați întâlnit astfel de... Și ăsta l-am întâlnit, absolut. Asta, modelul ăsta, de când l-am observat, îl văd în fiecare om. Fiecare om, pe baza faptei altuia, se autodistruge. Că este infidelitate sau minciună sau deces, orice este acolo, omul devine propriul său dușman. Numai pe bază că în afara lui lucrurile nu sunt bune. Și percepe că toate aceste lucruri sunt îndreptate împotriva lui. Exact. Și cum te eliberezi de treaba asta? Primul lucru este să o vezi. Să identifici. Să identifici că te înșeli. Pentru aceasta îmi trebuie obiectivitatea legii și obiectivitatea trupului. Pentru a zis, ceea ce distruge trupul
nu poate să fie adevăr, chiar dacă spiritul crede că e adevăr. Dacă ceea ce omul crede că e real, dar îi face durere de cap sau îl face irascibil, aia trebuie să fie greșit. Pentru că irascibilitatea e nebunie, da? Nu e rațională. Și atunci, evident că m-am mirat de acest lucru, care toți credem că e normal și fiecare om, și de când de 20 de ani sunt la cabinet și de 13 ani merg și țin prezentări și foarte intensiv fiecare sfârșit de săptămână aproape și văd aceeași problemă în om. Și mai am și practicanți care vin la mine în cabinet câteodată și chiar săptămâna trecută am avut o practicantă care lucrează și ea într-un cabinet medical și vrea și ea să învețe să stea de vorbă cu omul, să îi arate. Și a stat 3 zile numai la mine și a fost așa de evident pentru ea să vadă același tipar. Vii și tai 3 zile și nu mai poți să vezi altceva decât vezi același tipar. În fiecare om, în fiecare situație, niciodată diferit. Deci percepția ta este că, sau din toate studiile tale și observările științifice, pentru că în cabinet sunt observații științifice până la urmă, da. Nu e o chestie, o părere. Bazate, asigur că nu exact. E o părere, păi este ceva deci tot real. Ce ai studiat, ai studiat că boala, în general, este o reacție emoțională la un stimul care tu crezi că este devastator pentru tine. Exact. Bun. Dar ce ne facem cu contextul în care ești bine, eu sunt bine. În această dimineață sunt, dacă mă dăm emisiunea seara, iertați-ne, doamnă și domnul, în această seară sunt bine. Sunt liniștit, n-am nicio problemă, am dormit bine, am băut aproape 1,5 litri de apă astăzi, ia uite, e ora, deci sunt ok. Am mâncat bine, sănătos, am o dispoziție bună. Mă întâlnesc cu dumneavoastră sau cu oricineva, un coleg care e răcit. Uh-huh. Și tușești odată pe mine, am inspirat acel aer și peste 2 zile mă simt că mă doare amigdala dreaptă. E deosebire? Sau dacă n-aș avea absolut nicio problemă, n-aș face boala? Da, deci trebuie să înțeleg că ideea contagiunii fizice... Da. Este o idee care nu este nici măcar validată științific, e doar o credință. Ideea contagiunii fizice nu este o idee validată niciodată, științific? Nu s-a validat niciodată științific că ea este posibilă. Și aceasta este ceea ce păi nu cum se că uitați, cunoaște. O întreagă pandemie a venit pe acest principiu. Da, pe acest principiu și totuși trebuie să înțelegem, după legea fizică, dacă așa ceva e posibil sau nu. Și noi observăm că avem același simptom, vedem că o grupă de oameni are același simptom și atunci, evident că ne trebuie o referință ca să dăm un răspuns la aceste lucruri. Bun, stați puțin că dezvolt întrebarea, că aici este probabil cheia discuției noastre și care vă plasează într-o postură aparent antiștiințifică până acest moment. Da? Terminăm emisiunea, vrem să ne relaxăm ca vechi romani de pe vremuri și ne ducem la un bazin. Da. Înotăm acolo, a doua zi, mă doare ochiul, am o conjunctivită. Da. Auzim la știri că a fost o epidemie de conjunctivită în acel bazin. Uh-huh. Toți cei care au intrat acolo au făcut conjunctivită. Are legătură chestia asta cu emoția mea, cu... faptul că n-am dormit bine azi noapte, că m-a supărat soția sau... adică nu există această contagiune din punct de vedere științific? Există doar o contagiune spirituală în care omul singur își preia, pentru că preia informația în mod greșit și o judecă în mod greșit. Dacă nu vedem, cum să zic... Dacă nu avem această lege a naturii și ființa umană, să știm cum pe plan fiziologic sau patofiziologic apare o situație, atunci evident că ajungem într-o problemă de credință. Da? Și problema de credință în știință nu are loc. Da?
Pentru că știința trebuie să se ocupe cu acele lucruri care le poți să le măsori și să le zici acolo sunt și așa se întâmplă. Și trebuie să știi procesul, așa zis, legal, adică natural legal, după legea naturii, cum ceva are loc. Pentru că dacă nu știi cum are loc și mergi doar după niște presupuneri, și aici iau legea de bază, că niciun element nu poate să facă ceva singur de la sine, ceva element fizic, și trebuie întâi să preia. Dumnezeu trebuie să susțină acel element. Nu se poate face mașina singură, nu? Nu se poate face o boală singură. Trebuie să fie ceva, cineva care o face. Și înțelegând omul și legea, înțelegem că noi purtăm răspunderea pentru boală. Pentru că există doar două informații de bază în această lume, pe care, la fel, tot am văzut-o. Există ori situația că problema mi-o fac eu sau problema mi-o face altul. Deci ești ori victimă, ori propriul făcător. Tău călău. Da. Și dacă ești victimă, n-ai soluție. Nu? Dar dacă ești propriul tău care îți face rău, atunci tu ai o soluție. Săptămâna trecută o pacientă cu discopatie de disc pe stânga cervicală intră în brațul stâng de 6 ani. Și acum îi se duce tot mai mult, se amorțește tot mai mult și stă să fie operată. Aceasta vine pentru că deasupra ei, în casă, stă socrul. Și pentru că are un conflict cu socrul, zice, ăla îmi stă în spate. Și toată speranța ei este socrul să moară. Ca ea să fie, să meargă bine. Doamne ferește. Nu, așa deci, este. Aici este cheia, nu? Da. Aici este cheia. Și acum îi spun ei, uitați, dumneavoastră vi puneți pe socrul în spate. Că socrul nu vă poate produce discopatia de disc. Că el nu intră în ființa dumneavoastră. Dumneavoastră vă faceți, îl puneți pe socrul acolo, dar nu că vreți, ci pentru că pur și simplu vă înșelați, că credeți că el este acela care se pune în spate. Și de aceea este așa de greu, pentru că există numai aceste două căi. Sunt eu răspunzător pentru boală sau nu sunt? Și dacă eu, și gândește-te la ideea, că eu pot să te fac pe tine bolnav, printr-o simplu că scui pe tine, da? Păi înseamnă că sunt Dumnezeu. Îți controlezi viața ta. Că te pot face, că te pot bate, da, e în fizic, dar tu poți să fugi de acolo. Poți să te aperi de ceva care e fizic, care e măsurabil. Am înțeles. Dar ceva ce nu e măsurabil, n-ai nicio apărare. Reluăm subiectul. Anul ăsta, băiatul meu cel mare și soția mi-a făcut COVID. Anul ăsta, acum de curând, de 2 săptămâni. Am vorbit cu fiecare, n-am făcut. Am trăit normal. Exact. Cu soția, n-am făcut. În urmă câteva zile, la vreo 10 zile așa am calculat eu, am strănutat aproape jumătate de zi. Am strănutat. Mi-a venit să strănut. N-a zis că asta e, gata. N-am făcut. Sunt foarte bine. În urmă cu 3 ani, când a fost nebunia, istoria, da. A venit cineva care nu credea în COVID și a vorbit cu soția și s-a răspândit chestia asta și ea mi-a dat mie. Ei a trecut în 3 zile, eu am avut 3 zile în care n-am știut dacă trăiesc sau mor, cu medicamente, cu nebunie. Deci am împăcat cu Dumnezeu, a zis, Doamne, asta e, dacă până aici a fost, îți mulțumesc. Am fost foarte liniștit, dar mă simțeam foarte rău, foarte rău. Acum, n-am avut nicio problemă emoțională, niciun conflict cu nimeni. Am împăcat cu toată lumea. Eram zen, vorba aia, care n-are legătură cu teologia. Nu există această multiplicare prin contact? Trebuie să o explici legal. Pentru că este observație. Este observație. Atâția oameni au murit. Și aceste protecții împotriva, uite, medicina, da?
veneau la mine asistenți medicali, îmi vedeau injecție, medicii, toți erau îmbrăcați ca să nu, ca să se protejeze, da? Și cum înțelegeți toate acestea? Că unele să zicem că sunt falsuri și mass media pompează și umflă și așa mai departe. E adevărat lucrul ăsta, da? Dar unele n-ai ce să faci. Vezi că e acolo, s-a luat din casă, a luat ăla de la ăla, a luat ăla de la ăla și... Nu, deci observația e justă. Boala este reală. Numai aplicarea ei e greșită. Ați făcut COVID? Nu am măsurat niciodată și nu. De toate, ultima mea tuse, cred că am avut în 2018, am fost bolnav în octombrie 2020 cu febră. Dar a fost un conflict puternic pe care l-am avut, care pot să relatez la febra mea. Incredibil. Deci totul pleacă emoțional, totul, 100% din 100%. Perspectiva noastră. Păi nu din perspectiva mea, adică din perspectiva felului cum funcționăm. Pentru că tot ce există în trupul acesta trebuie dirijat de gândul nostru, de spiritul nostru. Pentru că trupul nu are viață personală. Și boala apare înaintea microorganismului. Microorganismul este un efect al bolii. Iar noi îl luăm fiind o cauză a bolii. Și aici este toată amestecătura. Nu vedem deci, legea. Încă o dată, boala apare pe fond emoțional înainte de a fi invadat de bacterii, exact, microorganisme. Exact. Deci bacteriile, virusii, sunt nu sunt efect. Altceva decât un efect al bolii pe care deja ai acceptat-o, exact, în trupul tău. Ai făcut-o, n-ai acceptat-o, ai făcut-o. Involuntar, da? Involuntar. Păi, eu făceam herpes și mai fac din când în când, da? Și e un virus, sau zoster, varicela zoster. Vine exact acolo unde îl faci. Adică e programat. De ce apare unde apare? Pentru că într-un sistem fizic totul e program. Computerul nu poate să greșească niciodată. Și trebuie să-l dirigeze cineva. Și nouă ne lipsește în medicină și în religie dirijorul. Cine dirigează omul? Adică degetele astea cum se mișcă? Pentru că ele trebuie să se miște. Nu se pot mișca singure după lege. Cineva trebuie să le miște. Și aceea este spiritul omului care le mișcă, care el trăiește cu dragoste. Una dintre primele lucruri care le-am observat în cabinet a fost că toate problemele care pacienții povesteau erau despre dragoste, despre dreptate, despre siguranță, despre toate aceste lucruri. Și noi n-am învățat în medicină nimic că omul trăiește cu dragoste. Și am ajuns la concluzia atunci, dar după 20 de ani de cabinet, pot să o semnez cu sânge să fie așa, că omul moare din lipsă de dragoste. Pentru că nu știe, odată nu știe care are nevoie aceasta, nu știe că numai el poate să-și o satisfacă. El așteaptă de la altul să-i o satisfacă. Și pentru că procesele funcționează subconștient, el nu-și dă seama de eroare. Și dacă acum n-aș avea boala să-l ajut pe om să vadă că el este propriul său dușman, pe baza istoriei, că iau istoria întâi, iau boala, iau istoria, și după aceea, pe baza istoriei, explicându-i întreaga ființă, îi demonstrez cum el își este propriul său dușman și își distruge trupul. Și dacă el o înțelege, și aici este mesajul, cheia, știrea cea bună, cheie, el se vindecă. Sunt lucruri, de exemplu, Și indiferent cât ai fi de înaintat în boală, în momentul în care este înțelegi... Nu este indiferent, trupul are limite, știi? Dacă ești în ultima suflare și îți dai seama, poate schimbi una, dar nu mai are trupul resurse să se refacă. Însă, atâta timp cât sunt resurse, problema este reversibilă, dar e reversibilă în sensul unei vindecări reale, nu doar eliminarea unui simptom și îți apare altul în loc, cum noi, de exemplu, funcționăm. De aceea, avem două feluri de boli, în general. Adică, ca demers. Ai una acută, cum e răceala, COVID-ul, cum avem să o numim, și boala cronică. Cea acută, oricum se vindecă. Pentru că
impactul este unul. Cu cât impactul, am văzut corelația, cu cât impactul în gândire e mai profund, pe care poate omul nici nu-și dă seama până când nu vede boala. De multe ori trebuie să gândesc, ce a fost de mi-a ieșit herpes sau mi-a ieșit asta sau asta. Și da? Găsiți de fiecare dată? Și găsesc aproape de fiecare dată, pentru că vreau să găsesc, că vreau să învăț să nu mai trec prin acea situație din nou. Nu? Și de aceea e așa de important autocontrolul, adică autoanaliza. Ceea ce am observat eu din ceea ce spuneți noastră, fără să fi făcut studii de specialitate, la câțiva prieteni mei care au făcut cancer, fiecare dintre ei a avut la un moment dat un șoc. Exact. Un șoc teribil, un conflict teribil. Exact. Care a afectat exact. Pe unii imediat, pe alții în timp. În timp, mai târziu. Da, da. Și dacă i-am învățat pe oameni să înțeleagă, nu poți să eviți șocul în acel moment, pentru că e involuntar și subconștient. Dar în momentul când cunoști acum reacția ta, vezi ce face cu tine și acum ai informația în rațiune, cum ceva funcționează. Și acum trebuie să ai o luptă. Rațiunea trebuie să învingă iraționalul. Și trebuie să ai argumente împotriva iraționalului tău că ceea ce tu percepi sau inima ta cum te împăcălește acum nu e real, ca să o poți învinge. Și dacă am cunoaște acest lucru, atunci lumea ar putea să evite boala cronică. Asta acută vine pentru că sunt supărări, sunt chestii care nici nu știi când și cum și nu apare. Nu veghezi tot timpul, n-ai da, cum să da, fii nu, perfect. Exact. Dar eu cred că putem ajunge și acolo cândva, dar ideea principală este că hai că nu poți să o evit în primul moment. Dar poți să evit să facă dar cronică. Dar pot să evit să continue mai departe. Asta e vestea cea bună, asta e știrea cea bună. Și dacă am o rinită cronică acum? Se poate vindeca. Fără operație? Fără operație. Pentru că nu s-a făcut cu operație. Adică operația, da, câteodată scoți polipii dacă ai ceva acolo. Dar operația îți face doar o, cum să zic, un loc mai mult să respiri. Dar nu rămâne așa dacă impulsul care îți face polipii sau care îți face rinita rămâne aceeași. Ori operația schimbă locul unde se arată, ori se întoarce înapoi acolo unde s-a făcut operația. Și ce ai putea să faci? Spre exemplu, dacă nu ți-aduci aminte când a început toată treaba asta, că cu ce? Nu trebuie să ți-aduci neapărat aminte când a început, dar problema este că încă ai aceeași setare mentală asupra ceea ce s-a întâmplat. Și memoria este întotdeauna aceea care trebuie schimbată față de trecut. Și când înțelegem la un moment dat că înșelarea de sine este mereu aceeași, care te face pe tine mereu victimă. Da? Deci întotdeauna numai gândul de victimă e distrugător. El este urmarea gândului că mie mi s-a făcut pierdere. Mai știi dacă te aduci aminte la prima emisiune, am făcut acolo cu tabla cu câștigi și pierderi, nu mai știu de câștigi. Pentru că tocmai atunci, nu știu, a fost 2008-2009, când am fost, tocmai descoperisem subconștientul, cum funcționează, numai în două gânduri. Da? Și atunci toate lucrurile se pot reduce la pierdere personală. Și cu cât e pierderea personală mai puternică, ești victima mai mare. Și acum, înțelegând acel proces, rațional, că irațional este, tu poți să mergi împotrivă. Altfel n-ai cum să-ți rezolvi probleme. Da, și aici intervine mântuirea. Aici intervine mântuitorul. Pentru că tu poți să-ți dai seama rațional că ești prizonier. Dar n-ai un mijloc să ieși din prizonier. Da, n-ai un mijloc. Că mijlocul are și puterea. Și când ai puterea, când ai care e adevărul, nu? Deci în momentul când omul crede adevărul și el este unul singur, cine sunt și așa mai departe, totul se schimbă. Totul se schimbă. Și aici apare această unitate între medicină
și teologie. Mulțumesc foarte mult, Horst, pentru seara asta. Ne-ai pus pe gânduri, cel puțin, pe mine. Sper că și pe de-ași noștri privitori, doamnelor și domnilor, trebuie să avem o altă abordare asupra vieții, să nu mai fim statut de victimă, să nu ne... Bineînțeles, nici să fim călăi. Și asta ne face rău. Da, sigur. Dar devenim din cauza victimei de devenim călăi uneori. Veți mai putea urmări pe doctorul Horst Müller și la emisiunile noastre de vorbă cu doctorul, cu colega mea, Consuela Bălașa. De asemenea, poate că este doar un început al relorii colaborării noastre. Aș bucura. Mulțumesc frumos pentru prezență, succes și să convingeți pe cât mai mulți oameni să fie iubitori de alții și de sine. Nu? În sensul bun. Adică, exact, dar cine iubește pe alții, se iubește pe sine. Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, că ați fost împreună cu noi. Sper că ați fost și noastră interesați de gândurile pe care le-am spus. Sunt Cornel Drăvășan, vă dau întâlnire data viitoare. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.